ocazional, de multe ori pompieriștii și de cel mai multe ori electoral. Documentul pe care noi l-am propus în biroul permanent național al partidului este un document politic, este un document de poziție al Partidului Național Liberal, care are ca principale teme fixarea identitară a românilor de pe ambele maluri Prutului, reunificarea, și nu spun unificarea, spun reunificarea spațiului mediatic, reunificarea spațiului cultural român-român, și mai cu seamă urmărește o implicare activă a oamenilor politici români în tot ceea ce înseamnă viața sociopolitică, culturală și economică din cele două state, mai cu seamă din Basarabia. Noi am ținut foarte mult ca acest document să fie o primă fereastră deschisă către dialogul cu celelalte partide politice, partide cu care noi vom încerca să edificăm o strategie comună de abordare a relațiilor cu Republica Moldova, strategie care să nu devină captivă intereselor politice trecătoare, ci să fie urmată în tocmai de toate guvernele care se vor perinda la conducerea României de-a lungul timpului.